Bună ziua, oameni dragi! Începem emisiunea în forță, în regim de breaking news. Avem o informație la cald. Aurul riscă să rateze alegerile europarlamentare din cauza unor nereguli găsite pe listă. Am semnalat faptul că există probleme pe absolut toate listele și că dacă aceste liste ar fi controlate de BEC, lucru care nu se întâmplă, și de la BEC ni s-a spus că nu au personalul necesar și ar fi imposibil pentru dumnealor să verifice aceste liste. Nu știu, până la urmă, în ce s-au dus banii aia, 65 de miliarde pe digitalizare, dacă nu a fost în stare să facem un program de digitalizare, de verificare a listelor. Dar ajungem și la Florin Câțu, care a investit acești bani în digitalizare. Ajungem imediat. Momentan rămânem pe această știre care poate răsturna absolut toate alegerile și poate crea mișcări de stradă ample, pentru că știm că atât George Simion cât politica Partidului Aur este una reactivă și e posibil să ne trezim cu ei în stradă, bineînțeles, plângându-se, victimizându-se că sunt ținta unui atac, sunt ținta unui sabotaj, deși ei sunt ținta doar a și victima a simplei lor neputințe. Să citim despre ce este vorba. Deci, cum spuneam, Aur, George Simion, este la un pas să rateze alegerile europarlamentare. Avem și plângeri, avem și documente. Ca urmare a unor jonglerii din listele electorale, aurul lui George Simion este la un pas de a rata alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024. Deja ieri au fost sesizate atât BEC, Biroul Electoral Central, cât și parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, cu privire la întocmirea ilegală a listelor cu semnături. La parchet a fost depusă ieri o plângere penală de către Daniel Piroșca din Buftea, județul Ilfov, împotriva lui George Simion, Terheș Vasile Cristian, Cupșa Marian Gheorghe, în calitatea lor de reprezentanți legali ai celor trei partide semnatare ale Alianței Aur, pentru suspiciunea rezonabilă că Alianța Aur, formată din trei partide, a nu se confunda cu Alianța pentru Unirea Românilor Aur, nu a putut strânge în timp util cele 200.000 de semnături necesare validării candidaților Alianței Aur depuse la BEC luni seara la ora 20. Și această știre este de pe site-ul puterea.ro. Puterea mai spune, va prezenta în exclusivitate plângerea penală împotriva celor trei lideri de partide care ar putea conduce la faptul că această alianță să nu aibă niciun candidat la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024. Și avem documentele, nu știu dacă le putem reda, știrea este la cald, puteți intra pe puterea.ro și găsiți acolo, sunt documentele, plângerea există, este pe numele celor trei, Simion, George, Nicolae Terheș, Vasile Cristian și Cupșa Marian Gheorghe. Este o plângere amplă, nu stau acum să citesc toată plângerea. Mai spune puterea, jocul de alba neagră cu Alianța Aur și aurul lui George Simion. Povestea care stă la baza acestei plângeri penale a început pe data de 21 martie 2024, când Partidul Aur, împreună cu Partidul Republican din România și Partidul Național Conservator Român, au depus și înregistrat la BEC, sub numărul 64C BEC 2024, protocolul privind constituirea unei alianțe numită Alianța Aur. Această solicitare a fost admisă prin decizia BEC. Ulterior, în data de 1.04.2024, Alianța Aur, formată din cele trei partide, a depus la BEC documentul intitulat Actul certificativ al protocolului de constituire ale alianței, sub denumirea Alianța Aur, formulat de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor și celelalte două partide. Prin acest document numit act rectificativ, se cerea BEC modificarea titlului alianței din Alianța Aur în Alianța pentru Unirea Românilor, o zăpăceală efectiv, aceasta fiind de fapt denumirea unui singur partid din Alianța constituită de BEC, respectiv numele partidului. Dar BEC a respins actul rectificativ și implicit schimbarea denumirii alianței celor două partide. Deci noi avem depuse semnături pe o alianță, pe denumirea unei alianțe, care a fost respinsă la BEC. Deci cum se va regăsi pe buletinul de vot această alianță dacă această denumire
a fost respinsă la bec pe motive absolut lumești, având în vedere că este așa o apropiere. Alianța Aur, Partidul Aur, măcar alții au băgat alianța, care, cum se numesc ăștia de la Laura, Orban cu Drulă, cu Alianța Unită, Dreapta Unită. Dreapta Unită, ce, e o distingere între termeni. Și aveți aici, ne-a ajutat Laura, aveți plângerea penală. Și vis-a-vis de aceste semnături care nu au fost strânse legal, 200.000 de semnături, ceea ce cumva nu ne miră. Sau aveți impresia că aceste campanii pe care, care au început odată cu Partidul Aur, mai țineți minte campania fără penali în funcții publice? S-a întâmplat ceva? A fost o acțiune cetățenească care, nu știu, un demers care a stârnit o demarare a unui proiect legal? Nu, absolut deloc. A fost o campanie de strângere de semnături. Și fraților, cu IE, dar pe aceeași zonă, pe același palier, fraților cu IE de la AUR au făcut campania de demitere, strângere de semnături pentru demiterea lui Iohannis. Ați uitat? Ați uitat când toată lumea semna să fie demis Iohannis? Fără ca în țara asta să se înțeleagă care este procedura constituțională, legală de demitere a unui președinte care nu se face în nici într-un caz printre semnături. Dar Partidul AUR a strâns 2 milioane de semnături. Pentru ce? Ce să credem? Că domnul Simion, președintele Partidului AUR, sunt două variante. Ori a strâns semnături pentru alte scopuri, ori nu știe Constituția și a mințit poporul cu semnătura. Ambele cazuri sunt la fel de grave. Ambele cazuri sunt la fel de grave. Dacă tu ieși, ceri semnătura cetățeanului pe o promisiune mincinoasă sau pe care nu o cunoști, să nu cunoști Constituția când tu te vrei lider de țară, pastor peste oile de aici de pe cocioc, și tu să nu știi Constituția, legea supremă a acestei țări, este absolut jenant. Absolut jenant. Și ajung la vorbele domnului Mihai Neamțu, europarlamentar AUR, care a spus că domnul George Simion nu știe nimic din nimic. Iată dovada. Dar pare că totuși știe ceva. Ceva știe domnul Simion să facă. La fel ca tovarășii de la USR. Și o să lăsăm legea să-și facă treaba. Stăm cu ochii pe acest demers legal, pentru că este foarte grav ce se întâmplă în țara asta. Avem 4 rânduri de alegeri. Noi nu știm cât suntem, cât cetățeni suntem în țară. Nu știm nici, pe cale de consecință, nu știm nici cât suntem cu drept de vot. Nu știm nici cine semnează pe aceste foi. Nu știm în ce măsură aceste semnături sunt legale sau sunt strânse pe bune. Nu știm nimic. Dar totuși este jenant ca domnul George Simion, care a făcut dita mai campania de demitere, de strângere de semnături pentru demiterea lui Klaus Werner Iohannis, a reușit să strângă 2 milioane de semnături și acum n-a reușit să strângă 200.000 pentru a avea o candidatură corectă, legală. Adică tot, unde-i politica nouă? Unde-i politica nouă cu oameni noi, curați, care ar trebui să vină să înlocuiască această clasă politică veche, falimentară de 35 de ani? Păi tot cu mișmașuri de genul ăsta, tot cu furăciuni. Păi cine fură azi o semnătură, mâine fură primăria cu totul, nu? Sau ministerul, sau pe unde ori mai fi. Era cazul să se facă așa ceva? Vedeți, de asta se strâng semnături, de asta se fac campanii. Că după acea campanie de demitere a lui Werner, a urmat caravana medicală. Caravana medicală, unde oamenii la fel își dau datele, semnează. Este un mare trafic cu aceste baze de date. De ce? Pentru astfel de lucruri. Ca să nu își mai facă probleme în prag de alegeri, că nu au semnături. Le scot din sertar. Semnături sertarizate, cum ar zice domnul nostru președinte Klaus Werner Iohannis. Și să nu-i aud pe cei de la AUR că ies în stradă și acuză că este încălcată democrația și că PSD cu PNL îi vor în afara
jocului electoral. Sunt greșelile voastre. Sunt greșelile voastre. Dacă nu sunteți în stare să strângeți 200.000 de semnături, nu meritați. Nu meritați să fiți nici măcar tangențial aproape de putere. Nu meritați. Toate partidele, după cum vedem, fac la fel. Repet, o să revin cu noi amănunte, o să urmăresc îndeaproape acest caz. Cum voi urmări îndeaproape și ce face domnul Sebastian Burduja, care la fel la cald, avem o știre, se plânge că este victima unui deepfake și că imaginea fostului ministru, care a fost și la digitalizare, a fost folosită pentru promovarea unei excrocherii. Deci știrea este la cald, este de acum, doar că, deci este fix de acum, așa, spune așa. Sebastian Burduja a făcut plângere la DICOT pentru un clip deepfake și un articol de tip fake news. Astăzi, 12 aprilie 2024, același Sebastian Burduja ne-a anunțat despre același tip de excrocherie pe data de 22-a, în luna ianuarie. În luna ianuarie ne spunea așa, imaginea ministrului folosită pentru promovarea unei excrocherii. Păi din ianuarie, domnule Burduja, au trecut 3 luni. 3 luni. Ba chiar mai mult a ieșit și ministrul digitalizării, Bogdan Ivan, care spunea că săptămâna viitoare legea deepfake va fi supusă la vot. Săptămâna viitoare însemnând era în februarie. Era pe o februarie, o săptămână, 8 cu 7, 15. 15 februarie. Nu s-a întâmplat nimic. Oamenii ăștia văd că de la PNL în frunte cu Rareș Bogdan au o problemă cu termenii. Pa, domnul Rareș Bogdan rezolva problema pensiilor speciale în 30 de zile. Ba, domnul Nicușor, susținut de PNL, rezolva problema apei calde din 28 septembrie, de parcă fugise doamna Firea cu apa caldă în buzunar și se sabota singură apăsând pe butonul de apă rece în loc de cel de apă caldă. Ba, domnul Ivan rezolva problema fake news-urilor, legea deepfake, într-o săptămână de pe data de 8 februarie. Și drept urmare, pentru că nu a rezolvat domnul Ivan problema când trebuia, ia uitați, l-a spus iar în dificultate pe domnul Burduja, care este în continuare victima unei excrocherii în mediul online. Și vorbim aici de flancul estic. Vorbim de țară, stat, NATO, domnul președinte. Domnul președinte, vreți la NATO? Păi când aruncă ea de la NATO un ochi către noi și văd ce se întâmplă, că miniștri în țara asta sunt victime ale deepfake-ului și nu se poate face nimic. Păi noi cetățenii de rând ce să facem, domnul Burduja? Când vreau să vă plângeți la noi? Domnul Burduja, eu pe cuvântul meu fac orice pot. Orice pot, uite, anunț aici la Metropola TV, aveți grijă la clipurile cu domnul Burduja, că s-ar putea să fie fake news. Aveți grijă, dacă vă invită să faceți vreo investiție pe la bursă, e fake news. Eu treaba mi-am făcut-o, domnul Burduja. Dar dumneavoastră sunteți la guvernare, sunteți la putere, aveți majoritate consistentă, puteți să treceți, domnul Burduja, puteți să schimbați și Constituția. Și Constituția schimbați-o ca să înțeleagă și domnul Simion. Schimbați și cu procedura de demitere a președintelui, faceți o harcea pacea. Noi ce să facem, domnule Burduja? Dar noi, cetățenii de rând, dacă suntem victimele deepfake-ului, noi unde să ne ducem? Dar când va începe pe bune campania electorală și vor apărea fake news-uri cu de toate, cam ce o să înțeleagă cetățeanul? Aceste lucruri trebuiau făcute până acum. Deepfake-ul trebuia verificat până acum. Pentru că veți fi, este doar începutul. Este doar începutul. Și sper că apuc să-l prezint, pentru că am un sondaj făcut de Mirel Palada, în care arată tendința din mediul online, domnul Burduja. Tendința din mediul online care vă este străin și dumneavoastră și celor de la PSD. Că pe online domină USR și AUR. Și când va începe conducta, domnul Burduja, când va începe conducta cu deepfake-uri, ba de la AUR, ba de la USR, să vă țineți. Să vă țineți. Dar nu o să aveți timp să faceți dezmințiri. Nu o să aveți timp.
În timp ce dumneavoastră dezmințiți un fake news, apar alte trei. Și asta e situația în țara noastră. Cetățeanul român nu cred că o să stea să verifice, înțelegeți? Că asta e. Asta e natura umană. Citim titlul, tragem concluzia și la revedere. Apoi se instalează disonanța cognitivă și nu mai vrem să credem nimic din nimic. Nu mai vrem să fim deranjați cu adevărul odată ce opinia este formată. Deci așa cum domnul Simion este la ora actuală victima propriei neputințe, așa o să fiți și dumneavoastră, domnule Burduja, și să nu spuneți că nu v-am zis. Și nu aveți nicio scuză ca până la ora asta să nu fie toate puse în regulă. Pentru că am pentru dumneavoastră o declarație dintr-o știre care a dispărut. A dispărut, o fi fost și știrea aia, victima deepfake-ului, care venea din partea lui Florin Câțu. Lui Florin Câțu. A dispărut, doar că eu am salvat de anul trecut, ca să înțelegem totuși că nu aveți scuză. Nu aveți scuză. Vă citesc captura știrii care a dispărut de peste tot cu o declarație a domnului Florin Câțu. Este foarte interesant să ascultați acest conținut ca să înțelegeți de ce a trebuit să dispară. A dispărut. Florin Câțu, deci știrea este de pe 5 aprilie 2023. Florin Câțu explică acum la TV ce a făcut cu cele 65 de miliarde de euro împrumutate în nici 2 ani de zile. Asta ca să înțelegeți cum se face treaba. Păi vine Florin Câțu, dacă se poate, că mi-era dor, nu l-am mai văzut de mult. Dacă se poate, o ilustrație cu domnul Burduja, mai revenim la dumnealui. Se dă Florin Câțu dă o declarație vis-a-vis de ce a făcut cu cele 65 de miliarde de euro. Apare într-un singur articol și dispare. Vă dați seama? Inteligența asta artificială ce face? Sigur inteligența artificială, deepfake-ul. Florin Câțu explică acum la TV ce a făcut cu cele 65 de miliarde de euro împrumutate în nici 2 ani de zile, adică cât s-au împrumutat toate guvernele în 31 de ani. Vă dați seama ce a fost acolo? Iubi Câțu, tu-ți dai seama ce jap la drumul mare ai făcut acolo? 65 de miliarde în 2 ani? Cât toate guvernele în 31 de ani? Păi măi, ar trebui, iubi, că ar trebui să se învârte lumea, țara asta după soare. Dubaiul e minciună. Păi făceați și insule artificiale, ca în Dubai, cu Mare Simion, proiect de țară. Dar ce nu făceați? 65 de miliarde în 2 ani, cât toate guvernele în 31? Unde-s banii? Unde-s banii? Și ne spune, stați liniștiți, stați jos, vă rog frumos, că nu vreau să... Aceste informații ar putea cauza un impact emoțional, nu vreau să vă deranjez, stați jos. Florin Câțu, două puncte, citez. Am făcut cele mai mari investiții din istoria României, toate împrumuturile făcute de mine, de el personal. De el personal, a fost țara lui, au fost banii lui. S-au dus în infrastructura digitală și interconectare la inteligența artificială. 65 de miliarde. Cum? Încă o dată. Deci 65 de miliarde, iubi Câțu cu mâna lui, investițiile lui personale s-au dus în crearea infrastructurii digitale de interconectare la inteligența artificială. Păi dacă făceați un guvern doar cu inteligența artificială de robot și tot nu costa atât, nu vă supărați. O lume interconectată, auziți așa, o lume interconectată cere investiții uriașe. Pentru ce, domnule? Dumneavoastră, ziceți exact ce a însemnat. Ați luat servere, costă curentul electric. Ce fac serverele alea? Poate mirează după Bitcoin. Ce faceți cu ele că noi nu vedem? Se plânge domnul Burduja că este victima deepfake-ului. Se plâng oamenii ăștia de la BEC că nu au infrastructura de numărare, de verificare a semnăturilor și noi ne interconectăm cu infrastructura pe inteligență artificială. Revin, ca să închei citatul. Deci o lume interconectată cere investiții uriașe, iar targetul trasat de UE prin PNRR
este ca până în 2027 orice activitate, orice achiziție de bunuri și servicii să fie digitalizată și conectată la cloud-ul european. Înțelegeți de ce a trebuit să dispară această știre? De ce a trebuit să dispară această informare pe care ne-a făcut-o franc, sincer, iubicățu? De 65 de miliarde spune că a fost directivă de la UE trasată prin PNRR. Păi nu ți-a trasat nimic. De ce dați vina, domn? Domnul Cățu, de ce dați vina pe doamna Ursula că v-a trasat dumneavoastră prin PNRR? În primul rând că acest PNRR a fost scris de USR și ne-am dus noi să cerem bani pentru diverse. Nu a venit doamna Ursula să ne impună. 65 de miliarde? Vreau să înțeleg, să văd ca la orice SRL. Ca la orice SRL, orice butic din colțul blocului are o evidență, are o balanță, are un bilanț pe care îl depune la contabilitate. Eu vreau să văd bilanțul, balanța pe aceste 65 de miliarde de euro. Să văd eu exact ce înseamnă, ce s-a cumpărat de banii ăștia ca să ne interconectăm pe infrastructura digitală la inteligența artificială. Ce s-a cumpărat exact? Unde? Ce cloud? Ce cloud european? S-a creat deja? Suntem conectați și nu știm? În afară de faptul că pare doar un alt punct din agenda pentru controlul populației, așa sună. Ce zice, din ce ne zice iubicățu? Și nu e de mirare că a dispărut. O să depun eforturi să caut această intervenție pentru că aceste lucruri au fost puse pe gură. Nu a fost deepfake, să nu vă aud. Domnul Burduja, să nu veniți să-mi spuneți că a fost deepfake ce a spus iubicățu. Eu am comentat și atunci și o să și comentez și acum și o să caut și acea emisiune, dacă nu a fost și aia înghițită de inteligență artificială și nu mai apare nicăieri. Dar faptul că această declarație a fost ștearsă, mie mi-arată foarte clar că pe iubicățul a luat gura pe dinainte. Nu știu dacă era în starea în care a fost arestat în America, dar, repet, dacă s-a șters, înseamnă că ceva acolo este. Ceva acolo este. Și după ce iubicățul ne-a interconectat la infrastructura inteligență artificială, cheltui 65 de miliarde în 2 ani, cât alții în 31, cât toți în 31. Unde e, mă, o asemenea capacitate economică? Unde este, că nu-l văd pe nicăieri pe liste? Ce ați făcut, domnule? Dom'le, dar noi nu mai apreciem deloc valorile din țara asta. Unde este, că nu-l văd pe nicăieri? M-am uitat să văd dacă pleacă la Bruxelles, nimic. Mă uit la locale să vă poate o candidat, nimic. Nu de alta, dar aș fi vrut să mă duc să-l întreb. Dacă mai ține minte ce a declarat. 65 de miliarde, domnul Burduja. Ia spuneți-ne, poate puteți dumneavoastră completa pe puncte. Unde s-au dus banii ăștia? Că a fost pe la dumneavoastră, pe la minister. Ați fost minister al digitalizării. Vrem și noi factură. Vrem și noi factură, că sunt banii noștri. Sunt banii noștri, dumneavoastră sunteți plătit tot din banii noștri ca să ne administrați banii noștri. Și ne spuneți că ați cheltuit 65 de miliarde pe interconectarea la infrastructura europeană de cloud pe inteligență artificială. Vrem să vedem exact pe ce, ce ați cumpărat. Ați cumpărat cabluri, l-ați cumpărat pe robotul Ion, plătiți IT-iști. Lucrurile astea ar trebui să fie cât se poate de transparente. Că nu sunt banii dumneavoastră scoși din pălărie, nu sunt banii lui iubicățu, pentru că până una alta, domnule Burduja, vreau să auziți aici. Bună ziua! Ați sunat la primăria sectorului 1. Serviciul nostru de telefonie este momentan suspendat. Consiliul local a tăiat fondurile pentru funcționarea instituției. Domnul Burduja, a susținut-o pe doamna Clotilde Armand la primăria sectorului 1. Este tăiat telefonul de la primăria sectorului 1. Ce digitalizare, domnule! Ce digitalizare? Păi dacă s-au cheltuit 65 de miliarde pe roboți și pe inteligență artificială, puneți, domnule, acolo un robot artificial să răspundă. Să răspundă cetățenilor care plătesc taxe.
Și mai multe după publicitate, ca să mă, să mă liniștesc. Am revenit, oameni dragi, cu un mesaj pentru domnul Burduja, care este victima fake news-ului. Domnul Burduja, căutați-l pe Iubicuțu. Căutați-l pe Iubicuțu, să-l întrebați ce a făcut cu 65 de miliarde pe interconectare, la digitalizare, la inteligență artificială. Pentru că banii sunt de negăsit, i-ai de unde nu-s. Iubicuțu e de negăsit, le-am rugat pe colegele mele. Le-am rugat pe colegele mele să se uite după el prin Parlament, colegele mele care merg la Parlament, să-i trimit niște mâncare la sufertaș, un pachetel, un bilețel, nimic. Nici Câțu, nici banii și probleme pe digitalizare, domnule Burduja. Aici sunt banii dumneavoastră. Aici sunt problemele dumneavoastră. Nu mai veniți să vă plângeți la noi că sunteți victimele deepfake-ului, pentru că noi suntem victimele dumneavoastră. Și deepfake-ul ăsta ne afectează nu doar imaginea, ne afectează la buzunar. Că nu ne permite să ne cumpărăm legumele necesare pentru o salată, la cât sunt prețurile în piață. Deși domnul Boloș ne spune să nu mai mergem la piață. Trebuie să mergem la companii străine, să plece banii din țară. Asta a fost sfatul domnului ministru Boloș. Plin de sfaturi, oameni dragi. Sfătoși rău. Cu practica mai greu. Să facă politici pentru țară mai greu. Dar pe sfaturi sunt perfecți. Și Nicu Șordan este bun pe sfaturi. Mai greu cu proiectele, cu la tăia de panglici. La proiectele doamnei Firea este primul. Dar altfel, să facă ceva pe cont propriu, mai puțin. Și îl avem astăzi în centrul atenției cu ce avem? Avem material cu dumnealui, Laura. A avut o întâlnire, a avut un podcast cu actori, cu activiștii care scoteau oamenii în stradă, cu hashtag rezist, cu oamenii care i-au susținut. A avut un podcast la actorul și comediantul Micuțu. Și acolo i s-au adus vorbe grele domnului Nicușor, cum că bugetul pentru cultură este mazilit. E mazilit de domnul Nicușor, nu-i place nici cu cultura, nu este la fel de pasionat de artă ca doamna Clotilde Armand, care făcea anul trecut expoziție cu Drăcoaice în Sânigoi. Domnului Nicușor nu. Și banii pentru teatre, bineînțeles că au fost mereu, teatrele au fost văduvite de un buget corespunzător și l-a apostrofat domnul Bendeac. Și bineînțeles că vine Nicușor și răspunde, haide să vedem. La teatru de comedie. Teatru are rezultate excepționale, dar stăm în igrasie și e un furtun în loc de duș. Mi-am renovat cabina pe banii mei, ce facem greșit? Da, problema știți care este? Că în momentul în care, în fiecare început de an, avem aceeași discuție, solicităm instituțiilor bugete și când facem totalul rezultă 12 miliarde și noi avem 6. Și atunci, între o conductă de termoficare și cabina domnului Bendeac, mi se sprege la conductă. Nu înțeles. Deci să facă duș acasă. Da. Bătaie de joc, oameni dragi. Bătaie de joc. Suntem bătaia de joc a domnului Nicu Șordan, care e pus la colț de domnul Micuțu, care... Domnul Micuțu a contribuit din plin la campania din 2020 a domnului Nicu Șordan și ar trebui să se spele pe cap. Nu cu apă caldă, cu domnul Nicu Șordan. De ce apal ceartă acum? De ce apal ceartă acum că semnalele unei administrații catastrofale erau acolo. Adică ce pretenții să ai de la un domn, Nicu Șordan, care atunci când a fost deputat a avut cea mai slabă prezență, a avut zero interpelări, zero proiecte, zero. Că dumnealui era prin instanțe, îi dădea în judecată pe unii și pe alții dezvoltatori imobiliari, numai Dumnezeu știe de ce. Dumnezeu și conturile știu de ce. Și așa că nu are domnul Micuțu, nu prea are dreptul să se plângă acum. Și drept urmare, ați văzut.
Ați văzut ce a spus domnul Nicușor? Răspuns tăios pentru Mihai Bendeac. Când facem totalul, rezultă 12 miliarde, iar noi avem 6. Între cabina de duș a lui Bendeac și o conductă de termoficare, puncte, puncte. Câți bani ați adus dumneavoastră prin proiecte personale pentru termoficare, domnul Nicușor? Domnul Nicușor, v-ați început mandatul cu un contract pe care vi l-a semnat Ludovic Orban de 300 de milioane de euro, bani obținuți de Gabriela Firea. Ce treabă au banii pe termoficare obținuți de doamna Firea cu teatru și cu cabina de duș a domnului Bendeac? Ăia erau deja antamați, banii ăia erau deja prevăzuți, primiți, obținuți de doamna Firea. Ia aveați în cont să vă apucați de treabă de termoficare și nici așa nu ați fost în stare să depășiți numărul de kilometri al fostei administrații. Doamna Firea, cu proiectul luat de la zero, cu stat după studii de fezabilitate, cu stat după bani, tot a schimbat 300 de kilometri, în timp ce domnul Nicușor, făcând logaritm și ce mai face dumnealui pe aici, cu bani în cont, cu șantierul deja în lucru, nu a fost în stare să schimbe decât 100 de kilometri și are tupeul acum să vină să ne spună. Poate îl crede domnul Micuțu. Pe domnul Micuțu poate îl prostește, pe noi nu. Pe noi nu, că sunt cifre oficiale. Sunt cifre oficiale, la primărie măcar vedem. Unde vin banii, unde se duc banii. Acolo poate fi verificat că domnul Micuțu nu vrea să verifice, că domnul Micuțu suferă de disonanță cognitivă și dumnealui și nu vrea să accepte realitatea. Că termoficarea, acest mare proiect de mare anvergură, a fost demarat de doamna Firea. Cer scuze că îl deranjez cu adevărul, că banii obținuți pentru reabilitare au venit de la doamna Firea, că ăsta a fost greaua moștenire pe care a primit-o domnul Nicușor Dan, a fost un contract de 300 de milioane doar să se apuce de treabă. Și n-a fost în stare. N-a fost în stare să schimbe mai mult de 100 de kilometri. În fost administrație, în 2 ani s-au schimbat 300. Ăsta este, din păcate, tristul adevăr. Iar imaginea de salvator al Bucureștiului, al patrimoniului bucureștean, a domnului Nicușor Dan, s-a dărâmat, domnule Micuțu, în acest mandat. Pentru că în timp ce doamna Firea, cum a putut, dumneai, a reabilitat 12 clădiri de patrimoniu, ăsta al vostru Nicușor, zero, logaritm zero. Zero la puterea zero, radical din zero, tot zero. Zero. Zero în perioadă, zero. Marele salvator a ajuns unde-și dorea. La putere. Pentru a avea puterea de a salva cât mai mult. Și ce a făcut? Zero. Zero salvări de patrimoniu, zero reabilitări. Și pe termoficare și că era dumnealui și că nu era dumnealui, tot se schimba. Pentru că era deja un proiect în derulare, lăsat de doamna Firea, nu îi se atribuie nimic. Din reabilitarea rețelei de termoficare îi se atribuie zero merit. Că nu a făcut nimic, nu a adus fonduri, noi nu a deschis șantiere, noi nu, n-a făcut nimic. Mergea de la sine, domnul primar, care are tupeul să dea vina pe... să bajocorească efectiv actorii, care l-au ajutat, i-au dat un mandat. Au contribuit foarte mult actorii la sprijinirea domnului Nicușor Dan pentru a câștiga un mandat. Mai dați unul. Mai dați unul să vă mai râdă nas, că e păcat. Eu ce fac aici? Eu cu Laura ce facem aici după aceea? Rămâne fără obiectul muncii. Despre ce să mai ne râdem și noi între ghilimele? Mai dați un mandat. De ce nu? Dacă PSD cu PNL, aceste două partide îi mai dau mandatul Nicușor, de ce nu domnul Bendeac cu domnul Micuțu nu ar mai gira încă o dată pentru domnul Nicușor? Nu știu cine girează pentru candidații la europarlamentare independenți, a apărut lista. O să vă citesc așa puțin întreagăt, pentru că mă voi concentra pe un singur nume. Deci avem așa, îl avem pe... Nicu Ștefănuță, care și-a dat demisia anul trecut din USR, cu scandal, cu surle, cu trâmbițe, nu prea s-a pus accentul, dar poate reiau eu săptămâna viitoare, cu scandal, scandal monstru la conducerea USR. Iată, Nicu Ștefănuță și-a dat demisia din partidul anul trecut și acum candidează independent la europarlamentare.
Îl mai avem pe Vlad Gheorghe, tot așa, tot plecat cu osurile și trâmbițe de la USR. Îl avem pe Silvestru Șoșoacă, pe soțul doamnei Diana Șoșoacă, doamnei senator Diana Șoșoacă. Mai avem o doamnă, Paula Marinela Pârvănescu, care a fost secretar de stat la Ministerul pentru Mediu de Afaceri. Și îl avem pe Octavian Jurma, oameni dragi. Vă era dor? Vă era dor de acest nume care ne-a terorizat în pandemie? Acest prevestitor al morții, Octavian Jurma, zice așa cum subliniez și în anunț, în anunțul că voi candida independent la alegerile pentru Parlamentul European, scopul meu este să susțin interesele românilor în fața Uniunii Europene în domeniul sănătății, educației și siguranței. Adică cum în fața intereselor românii, în fața ne atacă Uniunea Europeană, domnul Jurma? Domnul Jurma, am scăpat de COVID și acum ne atacă Uniunea Europeană, asta ne spuneți. Ca să vă aduc aminte așa, ia uitați, 11.02.2022, ce ne zicea domnul Jurma, care acum vrea să le terorizeze de la Bruxelles. Măcar să se ducă acolo, să poate terorizează pe ea. Și scăpăm de un terorist din țară. Domnul Jurma zicea, după valul de infectări, urmează valul de decese. Un român e ucis de COVID la fiecare 10 minute, probabil numărul se va dubla. Bună îngrijorarea domnului Jurma, doar că exista un număr mare de cetățeni sceptici în țara noastră, un număr nu redus, domnule Jurma, având în vedere că în țara noastră s-au vaccinat maxim 25% cu tot cu chiuvetă, cu tot. Adică vreo 70-75, așa, să știți că nu. Sceptici. Asta e. Numiți-i cum vreți, conspiraționiști, rudimentari, dași liberi, cum doriți. Dar așa a ales poporul. Asta e democrație. 70% aproximativ au decis să nu se vaccineze. Pentru că în țara noastră, noi cu relația cu autoritatea, domnului Jurmă, e cam precară. Suntem cam certați cu autoritățile. Și ce vine mesaj guvernamental, chiar dacă vine prin alte instituții, dar se înțelege că acea instituție este transmițătorul unui mesaj guvernamental, cam deja ne pune mâna la buzunar, știți? Deci când ieșea domnul Jurma, deja simțeam nevoia să mă controlez, să văd unde e portofelul. Cam asta este sentimentul pe care dumneavoastră autoritățile ni-l generați. Probabil greșim și noi, că știți cum e, în orice relație sunt doi vinovați. Probabil greșim și noi, probabil greșiți și dumneavoastră. Dar acum vin niște știri care consolidează fricile scepticilor care nu au avut încredere în guvern, asta e clar, dar ca niciodată nu au avut încredere nici în sistemul sanitar. Nici în sistemul sanitar. Și au semnalat acești sceptici diverse probleme. Pentru că s-a murit. S-a murit de COVID, s-a murit din alte cauze. Dar semnele pe care noi le-am văzut în pandemie au fost ale unor instituții care cumva se contraziceau în mesaje. Odată voiau să ne salveze împotriva chiar a voinței noastre de COVID. Deci atât de mult își doreau să ne salveze și atât de mult erau interesați de viețile și sănătatea noastră, încât ne-ar fi băgat cu forța. În carantină, vaccinați cu forța. Doar că în acest timp, pacienți, cetățeni bolnavi de cancer, stăteau la porțile spitalului, nu erau primiți în spital. În același timp, sute de mii de oameni din țara asta nu aveau acces la medicamente fundamentale. Ei nu erau văzuți. Deci eram pacienți cu grade diferite de interes. Prioritari erau cei cu COVID. Restul? Nu interesa pe nimeni de restul, domnule Jurma. Și iată, în plin scandal, la spitalul Pantelimon, ia auziți aici, domnul Jurma, 19 morți suspecte în 4 zile, 19 morți în 4 zile la Spitalul Sfântul Pantelimon.
Ce este noradrenalina, substanța pe care pacienții n-ar mai fi primit-o în doză suficientă? Domnule, jur, mă. Și noi nu știm nimic despre cum au fost tratați, nici până la ora asta. Poate ne spuneți. Uitați, domnule, jur, mă, dacă tot ieșiți în campanie pentru a fi acest candidat independent la europarlamentare și ne spuneți. Că noi nu știm nimic. Oamenii intrau în spital, dar de acolo noi nu știm dacă au fost afectați de COVID foarte tare și COVID-ul a dus la deces. Dacă s-au pricopsit cu vreo nozocomială. Dacă protocolul domnului Arafat, despre care nu știm, este un secret de stat și ăsta. La fel ca toate cheltuielile pentru deplasările domnului Werner la secret. Aveți ocazia să ne spuneți. Acum, dacă tot trebuie să vorbiți, nu? Ieșiți, vreți votul românilor și ăia, vreți vot, vreți multe voturi. Păi în țara asta mulți nu s-au vaccinat. Deci va trebui să aveți un mesaj și pentru ei, domnule Jurmă, cu toată dragostea. Să le spuneți. Totuși, eu am intrat, intru pacient în spital. Tu mi-aplici un protocol, eu nu am dreptul să știu ce protocol. Noi nu știm dacă oamenii care sufereau de alte afecțiuni au primit în continuare, li s-a administrat în continuare, li s-au administrat medicamentele necesare afecțiunii pe care le aveau de dinainte de COVID. Nu știm. Nu știm. Dar toate întrebările noastre de sceptici, iată că cumva auzind astfel de lucruri, astfel de evenimente, cumva încep să facă sens, știți? Conspirațiile în țara asta sunt conspirații până când, ia uite, timpul demonstrează că nu e o conspirație, este o realitate. Cine răspunde? Pe lângă tragediile asociate cu COVID, au ars spitale, domnule Jurmă. Au ars spitale. N-a răspuns nimeni. Nimeni. Și a trecut... A trecut mult timp de atunci. Dar iată că mentalul colectiv pare că s-a întâmplat de mult. Acum două decenii, cel puțin. Par foarte departe lucrurile astea. Aproape că vrem să le uităm. Dar eu nu vreau. Eu nu vreau să uit. Mai ales când se leagă cu astfel de lucruri și astfel de evenimente. 19 mor suspecte în 4 zile pentru că s-au administrat substanțe insuficiente. Și am auzit declarația directoarei de la Spitalul Pantelimon care a spus că această... dozare era trecută cum credeți? Cum credeți? Digital. Fișele erau digitale. Digitalizare. Dacă asta e, vă rog frumos, iubicâțu, dacă asta e digitalizarea pe care ai făcut-o și pentru care ai cheltuit 65 de miliarde, ia-ți digitalizarea și du-te în lume cu ea. Pentru că, iată, digitalizarea asta nu vine așa numai cu lapte și miere, că pare că nu mai face nimeni nimic, apeși un buton și se rezolvă toate. Iată, digitalizarea are vulnerabilitățile și limitele ei până la urmă. Și când tu ai toate fișele digitalizate și faci o automatizare și ai greșit o cifră, o virgulă, domnule Jurmă, ia uite poftim, când nu mai e pe vechi, cu fișa scrisă de mână, fiecare pacient... Când digitalizarea nu e dublată, o reverificare negru pe alb, iată ce se poate întâmpla. Totul dintr-o eroare. Dintr-o tastă greșită s-a modificat această substanță, noradrenalina, s-a modificat cantitatea substanței necesare administrării pacienților. Ne omoară digitalizarea. Eu am zis că doar ne-a falimentat digitalizarea. Dar iată că digitalizarea e mai periculoasă. Nu mai omoară corupția, ne omoară digitalizarea. Avem publicitate? Luăm publicitate și ne întoarcem să vedem ce ne ține, ce ne mai ține vii în țara asta. Am
Am revenit, oameni dragi, și continuăm subiectul domnul Jurma, acest, nici nu știu cum să-l numesc, era cioclul COVID-ului. Are de dat seama, are dat explicații, pentru că i-au zis domnule Jurma, dacă tot ieșiți și vreți să vorbiți cu oamenii, poate vă întreabă oamenii. Pfizer, stați așa că nu, am cu AstraZeneca prima oară. I-au zis domnule Jurma, justiția germană a decis. AstraZeneca trebuie să ofere date despre cazurile de tromboză care ar putea fi legate de vaccin. Aveți ceva de spus în calitate de medic despre această chestiune, domnule Jurma? Pfizer, acuzat pentru campania falsă, sigur și eficient, a trimis și gravidele la vaccinare, domnule Jurma. Sigur, Pfizer, acuzată pentru campanie falsă, sigur și eficient în Marea Britanie, a promovat vaccinul COVID fără licență. Aceste teorii conspiraționiste erau numite odată, domnule Jurmă, iată că sunt confirmate. Și eu nu pentru domnul Jurmă le dau, că vă dați seama, nu interesează pe domnul Jurmă. Eu dau aceste știri, în primul rând, pentru justiția românească. Pentru că suntem în proces. Suntem în proces. Pfizer vs. România a fost stabilit un calendar al procesului. Compania farmaceutică solicită plata a aproape 29 de milioane pentru aproape 29 de milioane de doze de vaccin anticovid. Și poate justiția din România, care se va confrunta cu gigantul farmaceutic Pfizer, va menționa și aceste lucruri. Cine să se ocupe dacă nu eu? Justiția din România? Pe justiția din România e ocupată. Haideți să vedem cu ce e ocupată justiția din România. Dăm imediat. Dacă justiția e ocupată, ia uite, trebuie noi să facem, să ne erijăm și în justițiari și în administratori, în a administra probe și pentru rechizitoriu. Ia uitați, doamna judecătoare de la Suceava. Se vaccina puțin, nazal se vaccina. Asta nu mai ucide, domnule Jurma. Doar COVID-ul mai ucidea în țară. În rest, cancerele dispăruseră. Leucemiile dispăruseră. Problemele cardiace au dispărut și ele cu totul. Simpla răceală a fost eradicată. A fost eradicată. Drogurile nu mai ucideau. Drogurile nu mai ucideau. Onorata instanță trage cot la cot cu cei pe care îi judeca. Și atunci iată-ne pe noi în ingrata poziție de a ajuta justiția din România în procesul cu Pfizer, repet, Pfizer acuzată pentru campania falsă, sigur și eficient în Marea Britanie, a promovat vaccinul COVID fără licență, domnule Jurmă, fără licență. Da, cât tupeu a putut exista, având în vedere că toată acea pandemie ne-a arătat neajunsurile acestei țări. N-am fost în stare ca țară să producem măști. Să producem măști, au fost toate importate din China. MAI-ul sau MAPN-ul, nici nu mai știu care, a comandat o linie de asamblare de măști din China. N-a produs o mască. Am cumpărat pe bandă rulantă din China, nu am fost în stare să producem măști. Și am avut crize după crize. Criza medicamentelor de bază, criza pastilelor pentru diabetici, criza pentru persoanele suferind de afecțiuni ale glandei tiroide, criza citostaticelor, am zis, că nu mai știu. Au fost crize după crize. Leucemii, nu se mai putea trata nimic în țara asta. Dom'le, și criza seringilor am avut-o. Domnule Jurma, și criza seringilor, auziți aici, criza seringilor. Vaccinarea anticovid ar putea fi frânată rapid de lipsa consumabilelor la nivel mondial. Deci a fost o criză la nivel mondial. Și ce aflăm noi zilele astea? O fabrică istorică din România a fost scoasă la licitație. A fost unică la mijlocul anilor 1990. Deci când tu ai o criză mondială și este vorba despre prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu mai produce nimic de un deceniu și se află în faliment, se scoasă la licitație. Deci în plină criză mondială de seringi, tu stai aici cu
o fabrică unică în România și probabil că nu sunt multe la nivel european și tu în loc să mergi să vezi dacă poți să o reabilitezi, să produci niște amărâte de seringi, o scoți la licitație. Facem un mol. Facem un mol și la revedere. Cam ăsta a fost nivelul. Deci nu este de mirare că nu am avut încredere în sistemul sanitar. Și trecem mai departe cu tot pe picior de neîncredere vis-a-vis de acțiunile doamnei Turcan. Și fac apel la domnul președinte Klaus Werner Iohannis, dacă cineva ne vede din administrație, administrația prezidențială, vă rog frumos, facem apel, e important să știe. Klaus Werner Iohannis trebuie să știe. Vrea poziție la NATO, îl ajutăm. Îl ajutăm să plece. Ducă-se la NATO. Ne mândrim cu el de la distanță. Să reformeze și NATO cum a reformat România. Doar că s-ar putea ca anumite persoane din guvern să-i creeze probleme. Să-i creeze probleme. Și mi-a filat lampa, mi-a ridicat-o la fileu, doamna Turcan, prin următoarele. Haideți să vedem cu ce se ocupă doamna Turcan, ministru al culturii, domnule. S-a ocupat și înainte trecut, dar le luăm pe rând. Le luăm în ordinea cronologică. La cald avem următoarea informație. Spune așa, este inacceptabil ca astfel de producții cinematografice, vădit propagandistice, finanțate de statul rus în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, să beneficieze de spații de difuzare în cinematografe publice. Doamna Turcan a interzis difuzarea a două producții de origine, de sorginte rusă. Unul era cu ceva cosmonauți, nu știu ce propagandă era acolo, că nu mă pricep. Da, eu pot să o cred. Pot să o cred pe doamna Turcan până la urmă. Haideți să plecăm de la prezumția de nevinovăție, că suntem stat de drept, domnule, până la urmă. Deci eu pot să o cred pe doamna Turcan, care vine și ne spune că în 2 ore de producție cinematografică rusă te duci la cinematograf, te uiți și e posibil să pleci rusofil de acolo. Spălat pe creier. În 2 ore, o producție cinematografică te face terorist rus, rusofil, cum vreți. Corect. Corect. E posibil. E posibil. Luăm asta în calcul, doamna Turcan. Dar, oare ce efect o fi avut asupra dumneavoastră 2 ani de studii în limba rusă la Moscova pe care le-ați făcut? Nu vă supărați. Nu vă supărați, doamna Turcan. Eu sunt de acord. 2 ore de film rusesc te spală pe cap. Definitiv. Vrei de afară din UE, vrei război cu NATO, vrei de toate. 2 ore. Dar dumneavoastră a stat 2 ani la Moscova și a studiat în limba rusă. Domnule Werner, vreți la NATO? Cu oameni care au studiat la Moscova? Aveți garanție, vă asumați riscul. Eu nu spun că e, Doamne ferește, dar vă asumați riscul ca cei de la NATO doar să bănuiască, să prezinte mici aspecte de bănuială vis-a-vis de guvernul dumneavoastră, în care se regăsesc persoane instruite la Moscova. Doamna a învățat la Moscova 2 ani de zile și a dat licența în limba rusă. Nu e așa, n-a fost la shopping. N-a fost la shopping. Sau să viziteze metroul din Moscova. Făcut studii la Moscova. Vă permiteți să vă riscați poziția de secretar NATO pentru că aveți astfel de oameni în guvern? Care, repet, domnule, dacă este un pericol, sunt de acord cu doamna Turcan, este pericol ca o producție rusească de 2 ore să te facă din om neom. E posibil. E posibil. Dar aminte 2 ani. Câte ore sunt în 2 ani? Câte ore sunt în 2 ani? Nu vă supărați. Păi a avut timp propaganda rusă acolo, direct de la Moscova, să o afecteze? Există acest risc, domnule președinte? Există. Nu puteți să riscați. Te-a mai poziția la NATO, să ne mândrim și noi cu dumneavoastră la NATO. Având acest... cu ce avem material? Stați că avem cu doamna Turcan.
Bun, trecem atunci, deci am făcut. Eu mi-am făcut că datoria de patriotă, de cetățeancă, și l-am avertizat pe domnul președinte, pentru că vorbim de siguranța națională. Este siguranță zero, domnule președinte Klaus Werner Iohannis. Altfel, doamna Turcan a fost întotdeauna fiartă pe cultură. Dumneaei, spre deosebire, domnul Nicușor a apreciat cultura, a apreciat arta, mai ales cea contemporană. Și acum 2 ani de zile, în toată sărăcia, n-aveam serinci, n-aveam măști, n-aveam bani, n-aveam de niciunele. N-aveam de niciunele. Dar dumneaei a găsit în buzunar 500.000 de euro ca să financeze un spectacol de artă contemporană. Haideți să vedeți! Faptul că am fost aici și că v-am întâlnit pe dumneavoastră mi-a întărit speranța. Speranța că în România există un viitor bun, frumos, există perspectivă în materie de creație artistică și nu pot decât să vă asigur de implicarea mea și a domnului ministru al culturii și al guvernului de care fac parte totală. Ceva frumos, domnule, ceva frumos, nu propagandă rusă, frumos, artă modernă, occidentală, nu rudimentarisme rusești. Bravo, doamna Turcan. A fost și concert muzical, s-a și cântat acolo. Haideți să vedem. Suntem nesperat de însuflețite să performăm în fața catedralelei neamului. Sperăm să cadă. Măcar o cărămidă și banii publici să meargă spre adevăratele nevoi. Mulțumim! Nu puteam să nu zicem asta aici, come on. Mulțumim mult, NAC, de invitație. Ați văzut expozițiile? Noi suntem fani acelei dedicate lui Iulian Mereuță, dar, și mai ales îl salutăm pe Radu Comșa și expoziția lui despre atingere și culoare. Mulțumim pentru artiști, dar în același timp lansăm o dorință și un apel nu numai către NAC, ci către toate instituțiile culturale locale. Ele trebuie să reprezinte la fel de multe artiste, la fel de mulți artiști de culoare și rom, la fel de mulți artiști queer, ca numărul de bărbați cis, albi și hetero pe care îi reprezintă. Eveniment finanțat de Ministrul Culturii, doamna Turcan. S-au găsit bani, 500.000 de euro pentru Muzeul de Artă Contemporană. Mai avem un clip, dar cred că o să dăm săptămâna viitoare. Nu vreau să vă... V-am șocat destul astăzi. Vă mai șochez și săptămâna. În doze, așa. Dozat, nu ca la Spitalul Pantelimon, ca să nu avem vorbe la proces. Cam asta era, asta era evenimentul, nu era doar un eveniment cultural, vedeți? Doamna Turcan, înțeleg că poate acele filme fac propagandă rusă, dar doamna, nu știu, nu vreau să greșesc, nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să identific greșit un gen sau altul, Doamne ferește, departe de mine acest gând. După vorbă, după port, doamnă, nu știu, avea un mesaj. În fața Catedrala Mântuirii Neamului, că acolo este amplasat acest muzeu, spunea că măcar de ar cădea cărămizile și să se dărâme biserica astfel încât banii să ajungă la adevăratele nevoi ale omului. Astea sunt. Biserica nu... Asta nu e propagandă, doamna Turcan? Ce fel de propagandă e asta? Asta trebuie încurajat? Eu sunt de acord. Oprim propaganda. Dar oprim orice fel de propagandă. Oprim orice fel de propagandă. Artă, sigur, poate unii suntem mai limitați, nu înțelegem de ce o banană lipită cu scoci pe perete trebuie să coste 100.000 de euro, nu înțelegem de ce o felie de castravete murat pe tavan trebuie să coste mult, dar asta este. Dar fără propagandă, doamna Turcan, și fără rusofil în guvernul meu, domnul Werner se uită cei de la NATO, cei de la NATO și râd de dumneavoastră. Iar eu nu vreau să râd de dumneavoastră, vreau să râd cu dumneavoastră. Vă las un material, un vox populi din popor, să vă însuflețez puțin și ne vedem săptămâna viitoare. Un weekend plăcut, vă pup, vă iubesc!
Eu, la bucătărie stați? Hai mă, ce... Ce știi să faceți? Cineva face ceva mai bun ca mine, nu mai fac. Păi șef, la cuțite ăștia care spăla televizor... Uite mă, dacă dumneavoastră sunteți prost, eu pot să mă aveau dumneavoastră? A plecat. A s-a dus în Grecia și a rămas acolo, că a zis să mă duc și eu acolo. Cum să mă duc, mă, eu sunt grec? Sau ce sunt eu, român sau grec? Prețurile astea, cu ce se întâmplă în ziua de astăzi? Cum? Și noi ce să facem, frate? Nu avem ce face. Trebuie să... Ei, face ce vor. Și tu ca om așa, îi lași pe ei, dacă ai văzut. Bacă aia nu-i bună, bacă aia că face ceva, nu face nimic. Pentru că sunt oameni acolo ca să zică că face ceva, nu că să facă pentru tine sau pentru mine. Fac pentru ei, mai exact. Fac pentru ei, da. Și voi ce facem? Da, ce faci, Noi, foarte bine. Noi ce facem? Oamenii de rând așa acceptăm tot ce se întâmplă, avem ce să facem? Mă, omule, noi mai votăm, dar votăm în proporție de 30% de ce votează ăștia-lalți. Oameni de-ai lor, oameni, și ce vrei să faci? N-ai ce să faci. Da, pentru că ei votează 30% ăștia care nu votează cu ei. Și cu ei votează restul. Că se duce la ăla, că l-ajută pe ăla, că face... Asta e. Și ce vrei să facem noi? Eu, ca om așa, că vorba aceea a fost de la Iliescu, de la Iliescu un șmecher, că a fost un șmecher, a făcut, nu l-a luat nimeni la întrebare. Au trecut atâția ani de la și da, nu s-a întâmplat. Da. Păi dacă când copiii la școala de poliție, de ce i-au? Că iar avea nicio vină. Băi, sunt niște chestii care noi nu, oamenii ăștia de rând, nu la mine. Eu sunt prea deștept ca să, eu înțeleg orice. Dar chestia... Că lumea asta n-a înțeles nimic. Și atunci, mă, dacă ei n-a înțeles, cum poți tu să-l faci pe ăla să înțeleagă? Pentru că ei au fost mai neînvățați, cum ar veni. Spunem așa frumos, da. Și neumblați. Da. Și atunci ce vrei să-i faci? Sunt foarte multe rânduri de alegerea noastră. Vă mai duceți, vă mai... Mai credeți în promisiune? Mă duc, mă mai uit, mai văd și eu ce este acolo și... Încă vă mai duceți, chiar dacă ne-au păcălit atâția ani. Înțeles, da. Pentru că și ăștia care au venit din urmă, alții au altă mentalitate, dar aia care a fost înainte ne-a terminat. Da, așa e. Și acum că vine ăștia mai... tineri care s-a mai băgat, mai schimbă, mai... E bine. E bine. Ați văzut și cu amenințarea asta războiului aici, lângă noi. Măi, omule, mă, cu război. Când a fost războiul de independență, rușii a vrut să ne ia. Și a fost Carol I. Atunci care a luptat acolo la aia acolo. Și a avut aia și i-a ajutat germanii. Acum că nu-i Iohannes bun, de ce nu-i bun? Că te-a salvat din toate șmecheriile? Hai mă să fim serioși. Știți pe Rareș Bogdan? Bănuiesc că îl știți de la televizor. Înțeles că îl știți. Cei care nu își apără țara, sunt și români care au spus că nu vor să-și apere, da. Că sunt trădători, că nu... Da, bineînțeles. Da. Cum să nu-ți apărți țara? Eu sunt bătrân. Am aproape 70 de ani. Dar nu trebuie să apăr țara. Că nu apăr pentru mine. O apăr pentru ăștia-lați. A început să mă râhâie. Pe aici am tot la toți doctorii, dau 6 milioane pe lună. Și a zis dacă nu trece asta, dau cu 3 feluri de doctorii, am dat și cu aiazma, am dat și cu naiba, cu boțet, cu spir, cu dracu. Ați dat cu toate soluțiile. Cu țuică, cu vin, cu ce dracu dau. Mai bei ceva în ziua de azi? C-
câte o dată. Mai rar așa, dar mai merge o țuică. Dacă găsesc pe fiecare zi, iau o linguriță. Un pic, da. Nu iau un kil. Nu prea mult, da. Aia, că ce e mult nu e bun, ce e puțin nu s-a ajuns. Mânca multe, doare la burtă, nu mânca că iar te doare. Stai în pam, multe, doare oase. Stai la muncă, iar te doare oase. Cum s-o dăm, nu e... Să potrivește, bă, mâncața sufletul. Avem noi treabă, noi ne apărăm țara noastră. Ce treabă avem cu politici? Că unei cu rușii, unei cu nemții, unei cu... Că fiecare nu poți să-l tragi de acolo. Careș Bogdan, că am vorbit de el, și-ar apăra țara, s-ar duce pe front sau ne-ar împinge pe noi? Oamenii de rând. Nu. Careș Bogdan e un om bun. Dumneavoastră ce faceți așa? Cu ce vă ocupați? Cum vă mai nu mă ocup cu nimic. Că-ți bătrân și nu mai mă ocup cu nimic. Cum vă mai descurcați în ziua de astăzi? Cu așa, ușurel, așa mă descurc. Aveți o pensie, aveți ceva? Nu am nimic. Păi și cum faceți? Am un ajutor și atât. Și-s bun. Eu am... M-am așa. Și n-am treabă cu nimeni. Și din câți, dacă îmi permite să puteți să ne spuneți, cu câți bani vă descurcați pe lună? Cum faceți să-i împărțiți? Mă descurc. Faceți până la urmă? Mă descurc. Uite așa, cu ce mi-a dat ajutor, ce mi-a dat... Aia, eu am, că nu pot să consum ce am. Foarte bine, eu sunt un om, nu mănânc salamuri și asta, că nu-mi plac. Eu mănânc numai mâncare gătită. Foarte frumos. Vă faceți dumneavoastră sau soția? Da, eu. Dumneavoastră. Eu, la bucătărie stăți? Hai mă, cere. Ce știi să faceți? Cineva face ceva mai bun ca mine, nu mai fac. Păi, șef la cuțite ăștia care spălă la televizor? Uite mă, de aici. Aia e șmecherii, faci, de aia le bagă. Mă, cum să n-ai tu? Mă, eu eram copil și m-am dat la cineva și avea zarzavatul întreg acolo, în ciorbă, așa. N-am mai mâncat. Mă, dacă nu-l tai, nu-l fac acolo să fie ca lumea, nu-l mănânc. Ce știi să faceți cel mai bine? Cea mai bună mâncare pe care o faceți? Sarmale, așa. Ciorbe de toate felurile, de nu ai să mănânci tu niciodată la nimeni, eu le fac. Fac orice. Faceți mai bună mâncare ca soția? Sau aveți soție? Nu, dacă... A plecat. A s-a dus în Grecia și a rămas acolo. Că a zis să mă duc și eu acolo. Cum să mă duc, mă? Eu sunt grec? Sau ce sunt eu? Român sau grec? S-a dus la muncă? Sau s-a dus în... S-a dus la muncă. De mult s-a întâmplat? Sau? S-a întâmplat. Nu contează. N-ați vrut să vă duceți după ea? Eu m-am retras aici, că eu sunt din Buzău, din oraș. E omul din oraș, e mai deștept o leacă ca ăștia la altă. Și nu zic, dar nu mă întrece nimeni la mâncare. Orice mâncare fac. Foarte grea viața de ziua. Doctorii cei mai dragi dus bani, avocații, procurorii, ce dracu mai e, polițarii, jandarmii, pădurarii, face așa toți. Și noi ce facem? Noi trebuie să ne descurcăm printre toate. Când am făcut operația asta, de aici de mi-a scos rinichiul. Ia uite. V-a luat bani, v-a luat pe acolo, v-a cerut bani. S-a rugat de mine două săptămâni te scot rinichiul care are cancer. Bă, dacă mi-l scos, îl dai în pungă să-l bag în frigider. Am dat 45 de milioane colonelul ăla, general ce era la spital. Nu, bagă-i sub preș că mă vede aia, că iau. Când m-a dus aia la targa aia să mă opereze, am dat și la aia 5 milioane. Haideți mai așa, mai vină mai așa. M-a ținut două săptămâni, ne mânca, ne băut. Când m-am sculat și eu de acolo, să mă duc la veciu. M-am dus ce să fac, că nu mâncase în dracu nimic. O asistență de aia, că îți dă eu două lingurice, de miere să vezi ce stai la veciu toată noaptea. Ca să vezi. Cum vedeți viața asta din ziua de astăzi, cu alegerile astea care vin, cu domnul Iohannis, cu Pert Partid? Face cum vrea, ocii strigă, ocii la apă de chiloce și pe toți. Da. Și noi suntem românii singuri, nu prea ne ajută nimeni, nu ne bagă nimeni în seamă. Degeaba vorbim că popa ne face cu mâna, așa, zaci că lua amin. Dumnezeu, tu?
un taur, bai, un maș... numai... Noastră, după bere, ce simțiți? După 5-6 beri, ce simțiți așa? Ce... Că să mă duc acasă. Mă duc acasă, mă culc, mănânc sau nu mănânc, a doua zi sunt integru. Nu vă simțiți ca un taur după bere? Nu, nu, nu. Niciodată nu m-am simțit și am băut mult. Numai bere, am băut ieni, racă, am băut de toate ce am găsit. Dar numai drog, am... teroare. Nu știu de la sunteți de la narcotici. Femeia ți-a avut succes în viață? Nu. Nu. De ce? Păi mă duceam la Găiești, eram la frigidere. Venea Dolănescu, Maria Ciobanu, care mai venea acolo pe stadion, la Casa de Cultură, în parc, și văzui o fată. Sămânaia așa, era pe aici, până gazițelea. Să trești. Și mă, mergi cu mine de seară la fir. Mergi, dar vii să mă iei de la Tușa. Pe unde stai? Stau înspre Crângul, în colosul Pitești. Pe unde pe acolo, pe stânga. Lui bicicleta și de la garsonieră la Găiești acolo. Strigai acolo și mă tușa, da, spală vasele. O lăsa la film, da, dar o aduce înapoi. O să iei la film. Plătia aia 2,50 lei, cât era biletul, pe al meu 2,50 lei, că așa era atunci. Când s-a terminat filmul, ea ieșea cu unul așa. Ce faci, bă? Păi am zis că ești tu. Să trenăm ca să plecăm la altă parte, că n-ai încotro. Ce jucător vă place de la echipa națională? Practic, toți, dar nu este... Nu este, nu. Păi, ce să zic eu, să vă zic? Tactica, e bună tactica de la echipa națională, vă place? Sistemul de joc, cum vi se pare? Jucăm bine? Să vă zic, dacă dumneavoastră sunteți prost, eu pot să mă aveau dumneavoastră.